Klaus Iohannisul va urma? Premierul Spaniei anunță va boicota un summit al UE, noi, România și alte trei nu recunoatem independența Kosovo. Premierul spaniol, Mariano Rajoy, intenționează să nu participe la summitul pe care Uniunea Europeană îl va desubliniere urea pe 17 mai la Sofia cu cerile din Balcanii Occidentali, dacă la această reuniune va lua parte sublinierei presubliniere din Telekosovo, informează agenția EFE. O declarație pe acest subiect a fost făcut vineri în fața presei de purtătorul de cuvânt al guvernului de la Madrid, Méndez de Vigo, după ce a fost întrebat dacă tema acestui summit se află pe agenda întâlnirii aflat în desubliniere urare în acel moment între Mariano Rajoy sublinierei presubliniere din Consiliului European, Donald Tusk. Purtătorul de cuvânt a afirmat că încă nu s-a stabilit structura summitului de la Sofia sublinierei, prin urmare încă nu se subliniere tie cine va participa. Vom vedea ce se întâmplă. Zicia guvernului, de la Madrid ne.red, cu privire la Kosovo este clar. Bine definit sublinierei solid, iar împreună cu alte patru țări, Cipru, Grecia, România sublinierei Slovacia, nu recunoaște subliniere tem declarația unilateral de independență a Kosovo, a spus Méndez de Vigo. Nu am făcut-o în trecut sublinierei nu o vom face în viitor, a insistat el, scrie agerpres.ro. Alte surse din cadrul executivului spaniol au asigurat ulterior că dacă la summit va participa presubliniere din Telekosovo, atunci Rajoy nu va lua parte la reuniune. Participa la vreo acțiune care ar presupune o recunoaștere subliniere tere explicit sau implicit a Kosovo, iar Uniunea Europeană subliniere tie perfect acest lucru, a indicat una dintre aceste surse, pe care agenția EFE o citea SFRS, îi dezvluie identitatea. Conform acelor sublinierei surse, o asemenea decizie a guvernului de la Madrid reprezintă o susținere a poziției acestuia, conform cereia, la fel ca în cazul Cataloniei, nu poate fi recunoscut un stat care s-a autoproclamat astfel printr-o declarație unilaterală de independență.